sta în stradă cu un foc strigător la cer. Ei sunt surzi, sunt mulți orbi, conștient mărg, cu dosarul fals înainte, și au permis să-i amențit lumea, amențit publicul, cu un dosar fals, încind pionii, legitim în fiecare. N-a fost condamnat de nimeni niciodată, nici nu au avut dreptul. Cum? Nu, dacă este hotărâre de judecată, Curtea Supremă de Justiție, hotărâre definitivă. Hotărâre așa, hotărâre se face la toată Moldova, cum a făcut fiul meu. E tot Moldova până în pușcărie. Și de ce n-ai contestat-o la CEDA? Nu am încredere la CEDA. Dar în cine ai încredere? Dar nu am încredere că dosarul... Dar în cine ai încredere? Dosarul fals a ajuns pe minciună în judecată, n-au avut dreptul, trebuie să fie un dosar cu dovezi, e o persoană vinovată, dar nu cu semnături persoană străină, și cu hârtii strise cu minciuni, spui o persoană în pușcărie. Dar zici că e străină, dar n-ai demonstrat asta. Dar cum n-am demonstrat? Că se vede de la ochiul liber. Ce? Cum să mai demonstrez eu? Ei au oamenii lor, tot oprești că e cei pușcăria lor, care sunt implicați aici. E pușcăria lor 100%. Dar n-au avut dreptul, cu dosar fals a ajuns pe minciună în judecată, să se pună complet de judecători, scrie hârtii cu minciuni. N-au avut dreptul. Da, aici este întrebarea strigătoare la cer, dar de ce au ajuns decizii, hotărâri, sentință scris cu minciuni la pușcărie, să citească administrația, colaboratorii pușcăriei, hârtiile scrise cu minciuni de judecători, să creadă că a fost realitatea la fiul meu. Au scris hârtii cu minciuni așa cum tot Moldova, de pe un dosar fals, cum și-a permis ei? Ce, în orice lucra unii oameni lege? N-au ce lucra. Trebuie să scrie, spui complet plenul de judecători cu dosar fals, să ajung de asta m-ai chemat, Mata, să-mi spui aceeași poveste de 100 de ani, da, stai de 3 ani în stradă și tot lucrul ăsta îmi spui. Credeam că m-ai chemat să-mi spui ceva nou. Așa este, așa s-a făcut și eu stau în stradă nevăzută de procuratura responsabilă. Cum nu? Te vede, iată, te-au stropit cu apă, te-au dat în judecată, cum nu te vede? M-au stropit cu lichid în formă de apă, eu nu știu ce a fost, apă orice a fost, dar lichid a fost în formă de apă. Dar ei este articolul 25 alinea 6 din codul procedură penală, care scrie următoarele. Sentință și alte hotărâri fabricate de instanță judecătorie și nelegitim nu au putere juridică, nu pot fi executate. Atunci, procuratura cum își permite să meargă înainte? Iată, cu minciunile. Iată asta, ei au dacă n-ai demonstrat că-s minciuni aceei hotărâri de judecată definitivă, irevocabilă și absolut legală. Mai mult, de 72 de ori, ei nu au avut dreptul să-l ții închis. Nu că să scrie hotărâri. Este hotărâre de judecată definitivă și irevocabilă. Cum este hotărâre judecată dacă ei mai mult de 72 de ori n-au avut dreptul să alții... Curtea Supremă de Justiție s-a pronunțat. Ei nu s-au pronunțat. Cum, dacă este hotărâre de judecată? Ei au scris hârtii cu minciuni, ei îți duc în pușcărie. Aceea hârtie cu minciuni se numește hotărâre de judecată până la proba contrarie. Ai mata o probă contrarie, ai demonstrat că acolo sunt falsuri. Sau hotărârea e nelegală? Ca să fie o hotărâre scrisă la o persoană, trebuie să fie mostre, trebuie să fie dovezi, trebuie să fie un dosar obiectiv. Pe urmă este să pună, să scrie o decizie la o persoană.